De 20 de ani, România este membra Alianței Nord-Atlantice, ceea ce ne conferă încredere și stabilitate. Ziua NATO a fost marcată ieri la Slatina printr-un ceremonial militar în cadrul căruia au fost înălțate pe catargul de pe platoul din fața prefecturii Olt drapelele României și NATO, în acordurile imnului național al României și al imnului Alianței Nord-Atlantice. La eveniment au participat și reprezentanții autorităților publice locale și județene ai bazei militare 99 de Veselu, dar și parlamentari. Această sărbătoare marchează nu doar aderarea României la NATO, ci subliniază importanța colaborării și solidarității internaționale în promovarea păcii și securității globale. For 75 years our alliance has stood strong and for 20 years Romania has stood with us. Our alliance is more important today than possibly ever before. Our alliance stands for a safe, peaceful and democratic world order against those who wish to disrupt our way of life. Thank you for your support. Happy anniversary to NATO. Apărăm Alianța. Astăzi, la 7 aprilie 2024, România aniversează Ziua NATO, o tradiție pe care țara noastră o marchează de 20 de ani în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este sărbătoarea ce definește aderarea țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, o uniune cu valori și principii solide, ale cărei priorități majore sunt unitatea, solidaritatea statală europeană și euroatlantică, apărarea comună și respectul față de statul de drept și de la care, prin apartenență, avem garanția securității regionale și siguranța pe linia apărării integrității teritoriale a României. Sunt 20 de ani în care România a primit cele mai solide garanții de securitate datorită apartenenței la cea mai puternică alianță politico-militară din lume și a devenit mai puternică, mai vizibilă în plan euroatlantic. Tot acest parcurs nu se putea realiza fără armata României și oamenii ei devotați. Îi omagiem astăzi pe eroii care au căzut la datorie în teatrele de operații și au devenit ancore în timp pentru generațiile următoare. Totodată îmi exprim respectul și recunoștința pentru militarii răniți în timpul acțiunilor de luptă, pentru veteranii din teatrele de operații, precum și pentru personalul Ministerului Apărării Naționale, care a contribuit la evoluția țării noastre în cadrul Alianței. Manifestările au continuat cu defilarea gărzii de onoare, un moment de tradiție și solemnitate sub acompaniamentul formației Lira Band.